Evanghelia după Marcu, citim din capitolul 8, de la versetul 10 la versetul 26. Cuvântul Domnului, ca învățătură pentru această dimineață, după care un frate îndemnat de Domnul ne va conduce în rugăciune și va cere din nou prezența și binecuvântarea Domnului în timpul acesta. Deci Marcu, capitolul 8, de la versetul 10 la 26. Iisus a intrat îndată în corabie cu ucenicii săi și a venit în părțile Dalmanutei. Farisei au venit deodată și au început o ceartă de vorbe cu Iisus și ca să-L pună la încercare, i-au cerut un semn din cer. Iisus a suspinat adânc în Duhul Său și a zis, pentru ce cere neamul acesta un semn? Adevărat vă spun că neamului acestuia nu îi se va da deloc un semn. Apoi a lăsat și a intrat iarăși în corabie ca să treacă de cealaltă parte. Ucenicii uitaseră să ia pâini. Cu ei în corabie n-aveau decât o pâine. Iisus le dădea în grijă și le zicea, luați seama ca să vă păziți bine de aluatul fariseilor și de aluatul lui Irod. Ucenicii se gândeau și ziceau între ei, fiindcă n-avem pâini. Iisus a înțeles lucrul acesta și le-a zis, pentru ce vă gândiți că n-aveți pâini, tot nu pricepeți și tot nu înțelegeți? Aveți inima împietrită? Aveți ochi și nu vedeți? Aveți urechi și nu auziți? Și nu vă aduceți aminte deloc? Când am frânt cele 5 pâini, acei 5.000 de bărbați, câte coșuri pline cu fărâmituri ați ridicat? 12, i-au răspuns ei. Când am frânt cele 7 pâini și cei 4.000 de bărbați, câte coșnițe pline cu fărâmituri ați ridicat? 7, i-au răspuns ei. Și el le-a zis, tot nu înțelegeți? Au venit la Betsaida. Au adus la Iisus un orb și l-au rugat să se atingă de el. Iisus a luat pe orb de mână și l-a scos afară din sat. Apoi i-a pus cuipat pe ochi și a pus mâinile peste el și l-a întrebat, vezi ceva? El s-a uitat și a zis, văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. Iisus i-a pus din nou mâinile pe ochi, i-a spus să se uite țintă și când s-a uitat, a fost tămăduit și a văzut toate lucrurile de slușit. Atunci Iisus l-a trimis acasă și i-a zis să nu intri în sat și nici să nu spui cuiva în sat. Practic, vom vorbi despre orbul de la Betsaida, însă vom privi la imaginea aceasta și la orbul acesta în oglindă. Și vom vedea 2 orbi sau 2 cazuri. Pentru că, de fapt, contextul larg al acestei scripturi vorbește despre orb spiritual. Vorbește despre ucenicii care încă nu pricepeau, încă nu înțelegeau, încă aveau greutatea și dificultatea înțelegerii lucrurilor simple. După înmulțirea pâinilor, cea de-a doua înmulțire, 7 pâini, 4.000 de bărbați, 7 coșuri pline, vin la el niște farisei, puși pe ceartă, puși pe ispită și Domnul Iisus recunoaște cu ușurință glasul diavolului când îi se cere să facă semne ca demonstrație. Farisei au zis să ne arăți un semn din cer. I-au cerut, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, fă-ne un semn, arată-ne un semn din cer. Domnul cu ușurință a recunoscut glasul diavolului și a zis, tu ești ăla care ai zis să mă arunc de pe strajina templului și o să vină îngerii să mă ia, să vadă Israel cum coboară Iisus din Nazaret, din cer. Eu nu fac semne la sugestia ta, nu fac semne după părerea ta și nu mă închin înaintea ta în niciun fel.
Farisei au venit și i-au cerut un semn. Și Domnul le spune ucenicilor, discută cu ei foarte simplu și foarte intim, acolo în corabie, zice, feriți-vă de aluatul fariseilor și de aluatul lui Irod. Și una din, nu o să vorbim despre acest aluat astăzi, dar una din trăsăturile acestui aluat sau acestei învățături e să încerci să cauți minuni de dragul minunilor, semne de dragul semnelor. Citiți Luca 23 și veți afla că și Irod avea mare dorință să-L vadă pe Iisus, avea mare dorință să-L întâlnească, știți de ce? Trăgea nădejde să-L vadă făcând vreo minune, făcând vreun semn. Și fariseii și Irod aveau dorința asta. Demonstrează-ne, arată-ne, fă-ne semne, arată-ne semne din cer. Surprinde-ne și șochează-ne și pune-ne în uimire cu ceva supranatural. Nu te atinge de problema noastră lăuntrică, nu te atinge de problema noastră spirituală, ocupă-te de semne, fă semne, fă un show, fă un spectacol. Și noi, nouă ne place așa ceva, noi dorim așa ceva, dar nu cumva să te atingi de problema noastră din inimă. Așa că ucenicii nu pricep, discută între ei și zic, ne mustră iară că avem numai o pâine. Altă dată a fost un copil cu 5 pâini, altă dată într-o criză n-am găsit decât 7 pâini, acum iară ne vorbește de lipsa noastră de atenție, lipsa noastră de prevedere, lipsa noastră de grijă, avem o pâine aici cu noi în corabie. Avea o pâine, e adevărat, avea o pâine. Și singura pâine care era cu ei în corabie era pâinea vieții. Era pâinea care se coboară de sus, pâinea din care ei trebuiau să mănânce și din care li se dădea să mănânce. Iisus Hristos, El era singura pâine din corabie. Ei n-au înțeles, discutau între ei și Domnul zice, pentru ce vă gândiți că n-aveți pâini? Tot nu pricepeți și tot nu înțelegeți? Aveți inima împietrită? Aveți ochi și nu vedeți? Observați al doilea orb? Îl vedeți? Îl observați aici? Aveți ochi și nu vedeți? Aveți urechi și nu auziți? Și nu vă aduceți aminte deloc? Sau în finalul acestui pasaj, versetul 21, El le-a zis, tot nu înțelegeți? Așa că putem vorbi aici și de orbul de la Betsaida, o vindecare foarte interesantă, foarte ieșită din comun, care nu s-a mai întâmplat în felul acesta, dar putem vorbi și despre orbii aceștia spiritual și despre orbirea aceasta spirituală. Oameni care nu înțelegeau limbajul duhovnicesc, limbajul spiritual. Ce m-a făcut să meditez mai mult la textul acesta e că orice atingere a Domnului Iisus lucrează. Orice atingere din partea Domnului are efect. Orice atingere a lui Dumnezeu, pentru că în limbajul nostru și mai ales în limbajul nostru spiritual și penticostal, noi spunem că am fost la rugăciune, spunem că am fost la părtășie, spunem că am fost înaintea Domnului și spunem că Domnul s-a atins de noi. Domnul s-a atins de noi. Domnul ne-a vorbit, Domnul s-a atins de noi. Ba, până acolo mergem în limbajul nostru atât de grafic și atât de descriptiv încât spunem, am simțit un fior din cap până în tălpi. Am simțit o căldură, am simțit o prezență divină. Am simțit că mi-am morțesc palmele. Ați auzit limbajul ăsta, discuțiile acestea. Am simțit că îmi furnică buzele și limba. Am vorbit în alte limbi. Am vorbit în limbi cerești. Am simțit că Domnul s-a atins de mine. Fain. Bun. Nu vă contrazic. Și nu sunt aici ca să vă contrazic cu nimic din toate aceste experiențe. Dar vă rog să observați în Scriptură
că ori de câte ori Domnul Iisus se atinge de cineva, în omul acela lăuntric, în el, în viața lui, se întâmplă o schimbare, o transformare. Amin? Se întâmplă o schimbare, o transformare. De câte ori în agenda noastră penticostală și în agenda noastră de mari pocăiți, noi spunem că Domnul s-a atins, că Domnul a lucrat, că Domnul s-a prezentat, că Domnul s-a ocupat de noi, Domnul s-a atins de noi. De câte ori lucrul acesta s-a tradus și s-a transformat și s-a aplicat practic în viața noastră printr-o schimbare de viață. Practic, aici vreau să ajung cu miezul acestui mesaj. Observați cât de frumos spune Marcu aici, o vindecare pe care o relatează numai Marcu și o vindecare despre care nu știu să mai fie în alte semne și minuni și vindecări ale Mântuitorului ceva asemănător. De ce? Foarte interesant. Foarte interesant pentru că întrebarea mea este simplă și care să ne dea de gândit, să ne facă să gândim. De ce l-a scos afară din sat? Scriptura spune că Domnul Iisus l-a luat de mână pe orb și l-a scos afară din sat. Imaginați-vă Mântuitorul de mână cu orbul ieșind afară din sat. Sigur că ucenicii au mers după ei. Ce face omul ăsta? Noi l-am adus să-l vindece, noi l-am adus să se atingă de el, noi l-am adus să-i dea lumină și Domnul Iisus îl ia de mână și zice: hai să ieșim, hai să plecăm. Orbul, prin natura suferinței lui și prin natura handicapului lui, sigur că nu vedea și nu putea să perceapă realitatea cu ochii. Dar dacă orbii știu ceva și dacă orbii înțeleg ceva și dacă orbii au vreun simț anume supra-dezvoltat, știți care este simțul acesta? Pipăitul. Atingerea. Primul lucru cu care s-a întâlnit orbul a fost atingerea lui Iisus. Mâna Domnului Iisus, care i-a luat mâna lui și a zis: hai să plecăm, hai să ieșim. Și m-am întrebat, dar de ce a luat orbul ăsta de mână și l-a scos afară din sat? De ce? Și nu mi-a fost de ajuns întrebarea asta, m-am dus la altă întrebare. Și am zis: cum se face că Domnul Iisus nu l-a vindecat dintr-o dată? Iarăși m-am mirat și m-am gândit și m-am întrebat: cum se face că vindecarea asta n-are loc dintr-o dată? Semnul ăsta, miracolul acesta, vindecarea aceasta nu se întâmplă instantaneu, spontan, nu se întâmplă la secundă, dacă vreți, la fracțiune de secundă. Vindecarea lui e treptată, vindecarea lui e graduală. Cum se face? De ce? Nicăieri n-am găsit în Biblie o altă vindecare de felul acesta. Nicăieri n-am găsit o altă situație de felul acesta ca să pot spune: uite, Domnul lucrează și așa și așa. E foarte interesantă relatarea aceasta. Și apoi, o altă întrebare care mi-am pus, ca și cum două nu erau destul, mi-am mai pus una. Am zis: dar cum se face că după ce l-a vindecat până la urmă, după mai multe atingeri, că sunt aici de fapt trei atingeri, nu numai una, nu numai două, sunt trei, cum se face că după ce până la urmă l-a vindecat definitiv și clar și precis și final, îi spune să nu spui la nimeni, să nu intri în sat? De ce? Nu zic că o să vă răspund la întrebările acestea astăzi și o să îmi propun să răspund la întrebările acestea. Ce înțeleg însă este că în paralel cu această vindecare, Domnul se ocupă spiritual de ucenici, de alți orbi, care spirituali, orbi și nu văd. Au ochi și nu văd, au urechi și nu aud. Au minte, dar nu pricep. Sunt tot niște copii spiritual, tot necrescuți, tot nedezvoltați, tot nematurizați și de ei se ocupă și în paralel exemplul acestei vindecări oarecum are rezonanță și are legătură spirituală cu maladia lor, cu suferința lor, cu handicapul lor, cu boala lor spirituală, că nu pricep. Au ochi și nu văd, au urechi și nu aud, au inima împietrită și tot nu pricep. Câte coșuri ați strâns? 12. După aceea câte coșuri? 7.
Câte pâini să săturați 5.000 de bărbați? 5. Câte pâini să săturați 4.000 de bărbați? 7. Și tot nu pricepeți? Cred că s-au uitat unii la alții. Ce vrea să spună? Ce vrea să zică? Ce mesaj e acesta? Sunt trei atingeri aici în text. Prima atingere, am amintit-o deja. Iisus a luat pe orb de mână și l-a scos afară din sat. Nu? Dacă orbul pricepea ceva, dacă orbul era deschis la ceva, era deschis la atingere. Și un orb, să știți că merge prin acest simț al atingerii. Dacă un simț e diminuat, dacă un simț nu funcționează, un alt simț se dezvoltă mai mult. Aproape dublu decât al nostru. So, orbi în special, ei pot să simtă, altfel de cum simțim noi. Mult mai sensibil, mult mai profund, mult mai serios, mult mai adânc, mult mai ușor simt realitatea și lucrurile din jur, prin simțul acesta, prin atingerea aceasta. Primul lucru care l-a simțit orbul nostru, mâna Domnului Iisus, l-a luat de mână și l-a dus afară din sat. Este a doua atingere apoi, când Scriptura spune, apoi i-a pus cuipat pe ochi și a pus mâinile peste el și l-a întrebat, vezi ceva? Observați a doua atingere? I-a pus cuipat pe ochi și a pus mâinile peste el. Cum zicem noi, a făcut o rugăciune cu punerea mâinilor. Și l-a întrebat, vezi ceva? Și orbul a început să vadă, dar n-a văzut bine, n-a văzut clar, n-a văzut limpede. Și este a treia atingere a Mântuitorului. Iisus i-a pus din nou mâinile pe ochi. De data aceasta, Marcu zice, a treia atingere, i-a pus mâinile pe ochi și i-a spus, uită-te țintă. L-a luat de mână, prima atingere, i-a pus cuipat pe ochi și a pus mâinile peste el, a doua atingere, și apoi i-a pus mâinile pe ochi, a treia atingere. Dar m-am gândit, oare de ce și oare cum se face că Domnul Iisus nu l-a vindecat dintr-o dată? Care e explicația? Oare n-a putut? Nu. Nu cred că asta e explicația. Oare a fost credința lui prea mare sau prea mică? Nici n-a fost vorba de asta. Domnul nici nu l-a întrebat ca altă dată pe alții. Crezi? Vrei să te faci sănătos? Crezi că poți să te vinde? Crezi că poți să-ți dau vederea? Nu l-a întrebat. N-a fost niciun fel de conversație de felul acesta. Mai degrabă a fost credința celor care l-au adus sau, știu eu, dorința celor care l-au adus. Ce pot să înțeleg însă e că ucenicii aveau să primească o foarte mare lecție. Ucenicii aveau să învețe sau trebuiau să învețe o foarte mare lecție. Și anume, în primul rând, trei observații. Cu aplicabilitate la boala spirituală, la orbirea spirituală, la handicapul spiritual al ucenicilor de acum. Sau o să luăm vindecarea aceasta sau minunea aceasta și o să o privim în oglindă la felul cum se adresează spiritual la nevoia celui care e orb spiritual. Observați, vă rog, că minunea aceasta este o minune care se face în timp. Că atingerea Domnului totdeauna lucrează ceva, totdeauna produce ceva, totdeauna dă rezultat la ceva. Uneori lucruri care se văd, la prima vedere, alteori care nu se văd, dar lucrează ceva. Atingerea Domnului, faptul că Domnul te ia de mână, faptul că Domnul își pune mâinile peste tine, faptul că Domnul își pune mâinile pe ochii tăi, atingerea Domnului totdeauna lucrează ceva, dar lucrează în timp. Nu lucrează peste noapte. Schimbarea noastră spirituală, transformarea noastră spirituală, creșterea noastră spirituală este un proces de viață. Toată viața noastră, atingerea Domnului ne mută de la punctul A la punctul B și apoi de la punctul B la punctul C. Și toată viața noastră ne duce gradual înspre lumină, ne duce gradual înspre vindecarea totală, ne duce gradual și treptat și în timp spre ceea ce trebuie să fim și spre ceea ce trebuie să ajungem.
Așa că Domnul lucrează în timp, Domnul lucrează gradual, Domnul nu zice niciodată, nu mai am timp de tine, nu mai am timp să mă ocup de tine, nu mai am timp să te transform pe tine. Toată viața Domnul lucrează cu un om. 40 de ani Moise în Egipt, Moise la școala lui Faraon, Moise în casa lui, Moise cu toate apucăturile și cultura și școala Egiptului, a fost dus după 40 de ani în deșert, la oi, într-un cu totul alt cadru, alt mediu, alt tratament și după 80 de ani, Domnul zice, acum, la 80 de ani, te pun în fruntea poporului și de acum urmează să fii lovit, să fii biciuit, să fii întors, să fii răsturnat, să fii acuzat, să fii ocărât, să fii batjocorit, să fii disperat, să fii în situația să zici, ștergem numele din cartea vieții. La 80 de ani, când ai fi zis, din omul ăsta ce mai faci la 80 de ani, din omul ăsta ce mai scoți la 80 de ani, Domnul în fiecare zi, în fiecare situație, în fiecare moment lucrează în viața ta, în viața mea, în viața noastră, o schimbare permanentă, o transformare permanentă. Minunea Domnului este o lucrare în timp. În cazul acesta, în schimbarea aceasta spirituală, Ioan, în 1 Ioan 3, capitolul 3, versetul 2, atinge punctul acesta și spune, copilașilor, ce vom fi nu s-a arătat încă. Acum suntem copii ai lui Dumnezeu și atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Dar așa cum suntem acum copii ai lui Dumnezeu, suntem imperfecți, suntem cu greșeli, suntem cu slăbiciuni, suntem cu foarte multe imperfecțiuni și cusururi. Dar când se va arăta El, vom fi ca El. Vom fi transformați la clipeala ochiului, spune Apostolul Pavel, și vom fi ca El. Toată viața noastră Dumnezeu are răbdare cu noi, are timp de noi, se ocupă de noi, pentru că are în mintea Lui ceea ce vom fi. El nu ne judecă după cum suntem astăzi. El nu ne vede numai ce se întâmplă cu noi astăzi. Noi suntem în situație că nu mai vedem ce a fost ieri, nu mai înțelegem nimic pentru astăzi și nu avem nicio speranță pentru mâine. Dumnezeu când se uită la noi de sus în jos, El vede și trecutul, și prezentul, și viitorul nostru. Și El vede cum vom fi. Și are răbdare cu noi și se ocupă de noi și lucrarea Lui cu noi, cu fiecare din noi, e în timp, e gradual. E acea ilustrație frumoasă cu sculptorul care s-a dus în cariera de piatră să-și ia bucata lui de marmură pentru ce avea în gând să facă, ce avea în minte să facă și cu spiritul lui de creator și de om care gândește și vede ceva, nici n-a mai avut timp și nici n-a mai avut răbdare să ajungă la atelier cu bucata lui de marmură să înceapă să cioplească. A oprit căruța undeva la drum și s-a dat jos, a pus bucata aceea acolo în câmp și a început să sară în jurul ei și să cioplească, să o lovească, aici colo. Atât de exaltat, atât de entuziasmat, atât de extaziat de ce vedea în bucata aia de piatră. Un trecător simplu, un om care nu era de meserie, s-a dus pe acolo și s-a uitat la el, ce face omul ăsta? S-a dat jos din căruță și a pus bucata lui de marmură acolo și sare și țopăie în jurul unei bucăți de piatră și lovește în ea și se uită la ea de parcă e obsedat. Ce-i cu omul ăsta? Și sculptorul s-a uitat spre trecător și a zis, îți place? Și ăsta mai șocat și mai controversat a zis, dar ce să-mi placă? Ce să-mi placă? Nu văd nimic. O bucată de piatră și tu țopăi în jurul ei și dai din când în când, aici și colo, cu dalta, cu ciocanul. Și artistul, creatorul i-a zis, știi ceva? Vino la anul și ai să vezi ce am văzut eu astăzi. Treci la anul pe la mine și ai să vezi ce am văzut eu astăzi. Așa tratează Dumnezeu cu noi. Așa se uită Dumnezeu la noi. El nu ne judecă numai pentru acum și aici. El ne vede ce vom fi. El ne vede cum vom fi când vom fi acasă. El are răbdare cu noi. El are un viitor și o nădejde pentru noi. Le-a spus ucenicilor acolo la cină, voi nu pricepeți acum, dar știi ceva? Am răbdare cu voi, că o să pricepeți mai târziu. O să mai dăltuiesc la voi, o să mai dau cu ciocanul de câteva ori, o să mai zdrobesc în voi cei fire, cei păcat, cei moarte
și știu ce am de gând să am în mintea lui Dumnezeu și în inima lui Dumnezeu, deja este imaginea clară cum trebuie voi să fiți. Acum nu sunteți, e adevărat. Acum cine se uită la voi, vede o grămadă de piatră, vede o bucată, vede un morman de moloz. Ce poți să scoți din asta? Lui Ieremia i-a zis Dumnezeu, du-te în casa olarului și am să-ți vorbesc. Ce să-mi vorbești? Hai să vezi că olarul ia lutul, îl pune pe roată și indiferent cum își întoarce el mâinile și ce artă și ce maestrie aplică, nu iese ce trebuie să iasă. Dar hai să vezi ceva, că olarul nu ia lutul ăla să-l trântească de pereți și să vorbească urât și să nu-și mai aducă aminte de molozul ăla și de bucata aia din care nu iese nimic. Am să-ți vorbesc și am să-ți spun cum este inima lui Dumnezeu, a zis Domnul lui Ieremia. Și spune Ieremia, am văzut că olarul a luat bucata aceea, a frământat-o încă o dată, bucata aceea a frământat-o, nu alta, a frământat-o încă o dată și a pus-o iarăși pe roată. Și atâta s-a trudit cu ea până a făcut din ea un vas așa cum i-a plăcut lui să-l facă. Dar Dumnezeu lucrează în timp. Minunea lui Dumnezeu, special cu orbirea noastră spirituală, lucrează în timp. Degeaba vii tu acum și la un copil de un an în pocăință îi pretind să fie ca tine de 50 de ani în pocăință. Degeaba vii și nu mai bași de vină și nu mai scoți ochii și nu mai îi reproșesc că cum ai fost tu și cum erai tu și ce ai făcut tu și ce isprăvi ai făcut tu. Dar cine te oprește după 50 de ani de pocăință să faci aceleași isprăvi? Când de altfel după 50 de ani de pocăință ar trebui să faci isprăvi de 50 de ori mai mari și mai puternice, că doar și tu la rândul tău ai crescut spiritual și orbirea ta spirituală s-a lămurit, s-a clarificat, s-a vindecat în 50 de ani. Deja ai pretenții la un copil și la unul de un an să fie la înălțimea ta spirituală. Dacă o ai, că poate nu o am. Deci prima observație, minunea de data aceasta, vindecarea de data aceasta, este în timp, este gradual. Domnul lucrează în timp. Zice de multe ori, vino peste un an și ai să vezi ce am văzut eu. Asta face atingerea Domnului. Dacă Domnul se atinge de tine astăzi, dacă Domnul s-a atins de tine aseară, dacă Domnul s-a atins de tine la rugăciune, la stăruință, ține minte că Domnul s-a atins de tine și spune, vreau să te iau de mână și când te iau de mână am ceva în minte, am ceva în plan. Am să mă ocup de tine, am să-mi pun mâinile peste tine odată și dacă mai trebuie, am să mai pun odată și am să pun scuipatul meu pe ochii tăi și dacă mai trebuie, mai pun odată și am să te întreb ce vezi și n-ai să vezi și am să mai pun odată și am să te întreb ce vezi până când vezi clar, pentru că atingerea Domnului vrea să te aducă până la răbdarea și până la claritatea și până la vindecarea totală. Dar asta nu se întâmplă într-o noapte, într-o zi, într-o oră. Vorbesc de cea spirituală. Nu se întâmplă. Dacă e o vindecare fizică, aceea se poate întâmpla instantaneu. Alte vindecări fizice au și ele loc gradual, au și ele loc în timp. Când a început să-i fie mai bine copilului? Domnul a zis în Cana, du-te, fiul tău trăiește. Omul a venit acasă a doua zi și a zis, când a început să-i fie mai bine copilului? El, pe la ceasul acesta... pe la ceasul acesta ieri eu vorbeam cu Iisus în Cana Galilei și voi erați în Capernaum și copilul a început să-i fie mai bine. Copilul deja a început să meargă mai bine. Altădată vindecarea e spontană, e totală, e definitivă. Dar spiritual și la orbirea spirituală, ea se produce în timp. Știți de ce? Am învățat asta de la un frate din țară. Umblam cu el prin anii 80 în misiune. Un frate handicapat, un frate olog, un frate care în urma unui accident de mașină a rămas nenorocit pe toată viața, dar spiritual a început să vadă și a început să privească și a început să gândească și a început să vadă în lumea spirituală și Domnul a început să-l folosească cu mare putere. Omul acela, când te uitai la carapacea lui, când te uitai la ambalajul lui, că când se mișca, parcă mergea în toate direcțiile și în toate părțile, omul acela când se ridica și spunea, așa vorbește Domnul, așa plăpând, așa slăbuț cum era, fratele Peter de la Brașov, mai trăiește încă, dacă îl căutați, îl găsiți,
nici nu mai poate merge la adunare, cât e de slab și cât e de handicapat. Dar Domnul, cu acest arhitect care a făcut cele mai mari proiecte din Brașov și care a fost în comitetul UTC pe țară și care a fost implicat în magie neagră și care a fost băgat în tot felul de lucruri, când Domnul l-a luat și l-a scuturat odată bine, a făcut din el un vas din ăsta slab de lut, dar a pus în el puterea nemaipomenită a lui Dumnezeu. Știți ce am învățat de la el? Umblând în misiune cu el, spunea fratele ăsta așa, zice, când te întorci la Dumnezeu, când vii la Iisus, stai sub lumina lui Iisus și în raport cu lumina care o primești, îți vezi o pată, îți vezi o cută, îți vezi o murdărie, îți vezi o situație și când ți-o vezi, sigur că spiritual, duhovnicește, te străduiești să o rezolvi, să o cureți. Pavel va spune despre mireasă, despre biserică, va prezenta această biserică înaintea Domnului, înaintea mirelui, cum? Fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Sfântă, curată, fără păcat. Ei, când ai curățit-o și când te-ai ocupat de problema aceea și ai dat-o jos, Domnul îți dă harul să mai faci o treaptă în sus, spiritual. Când ai făcut treapta aceea în sus, treapta aceea spirituală, de fapt ce ai făcut, te-ai apropiat mai mult de lumină. Și apropiindu-te mai mult de lumină, acum vezi ce nu vedeai pe o treaptă mai jos. Și acum zici, stai puțin, că eu dacă am venit la pocăiți și m-am uitat aici, măi, ăștia îs așa, își stunși la zero, își fără cravată, scubatic surorile, îs așa, măi, ce am picat eu, de unde sunt aici, din lună, ce caut eu aici, cum îs eu așa? Și încep să-ți dai seama, niște lucruri mici, auziți-mă bine, niște lucruri mici și fără prea mare valoare și fără prea mare importanță, dar încep să vezi, încep să-ți dai seama de ele. Ei, când faci lucrul acesta și zici, stai puțin, că vreau și eu să fac parte din grupul ăsta, dintre oamenii ăștia și nu vreau să fiu nici mai sus, nici mai jos, nici mai sfânt și nici mai deștept ca ei și uite, și eu vreau să mă simt că sunt parte din ei. Asta e foarte puțin, asta e foarte mic pas, dar e un pas pe treapta următoare. Și când ajungi pe treapta următoare, lumina Domnului vine peste tine cu și mai mare intensitate. Și vezi pe treapta asta lucruri care nu le-ai văzut pe treapta de mai jos. Și când te duci pe treapta de mai sus, zici, stai puțin, sunt niște lucruri care mie îmi mănâncă puterea. Efraim este ca o turtă coaptă pe jumătate. Nici, spune profetul, niște străini îi mănâncă puterea și el nu știe. Și zici, stai puțin, care sunt acești străini în viața mea care mănâncă puterea? Statul prea mult la televizor, statul prea mult la computer, statul prea mult la telefon, statul prea mult la vorbiri fără rost, fără sens. Nu te mai ocupi acum cu alte lucruri, că acum ești pe altă treaptă. Și lumina lui Dumnezeu deja tratează alte cute și alte pete care tu pe treapta mai jos nu le vedeai. Și dacă te cureți și dacă te lași luminat și dacă te lași prelucrat de atingerea Domnului, te ocupi de asta. Și Domnul îți dă harul să mai faci o treaptă. Și după ce mai faci o treaptă, te duci la o treaptă și pe treapta aceea lumina lui Dumnezeu te luminează mai tare. Și dintr-o dată vezi, stai puțin că mai e o cută, stai puțin că mai e o pată, stai puțin că judecata aia mea care am făcut-o, stând acolo, făcând pe smeritul, încheiat la gând și tuns la zero și criticând și judecând pe toți care vin, ăla de ce e așa, ăla de ce e așa, ăla de ce e așa, ăla de ce... Stai puțin că Domnului nici asta nu-i place. Ia să-mi rezolv și problema asta. Și te ocupi și de cuta aceea, și te ocupi și de pata aceea, și te ocupi și de mizeria aceea și Domnul îți dă har să mai faci o treaptă. Și când mai faci treapta aceea și te duci mai sus, lumina Domnului vine și îți arată altă cută și altă pată. Și așa, din putere în putere și din lumină în lumină, te duci gradual spre vindecare, spre lumina spirituală de care ai nevoie și de care am nevoie. Și Duhul lui Dumnezeu vine și zice, stai puțin, că tu, în loc să te rogi, tu, în loc să asculți de glasul Duhului Sfânt care ți-a zis, du-te la spital, sau care ți-a zis, du-te acasă la cutare, sau care ți-a zis, du-te și dă-i mâna și spune o vorbă bună, tu l-ai vorbit de rău. Tu l-ai criticat, tu l-ai judecat, fără măcar să știi, fără măcar să ai dovezi, tu nu mai tras pe el. Stai puțin. Cât de departe e acum faza cu baticul, faza cu cravata, faza cu încheiatul, faza cu tunsul la zero? Acum îți dai seama că Duhul lui Dumnezeu forează înăuntru, big time.
Să duci acolo adânc de tot și diluiește cu niște lucruri adânci și grele. Adânci și grele. Zicea fratele la Union, cine n-are batic pe cap să nu se ridice în picioare. Bună treabă, bună treabă. Dar cine nu iubește pe fratele să se ridice? Dar cine nu poate ierta să se ridice? Dar cine nu-și gată bârfa și murdăria din gură să se ridice? Ba nici ăla să nu se ridice. Atunci stăm toți cu capetele sub bancă, cumva, spiritual vorbesc. Sau asta am învățat de la fratele Peter. Cu cât te duci spre Domnul mai mult și te apropii de Domnul mai mult, lumina Domnului diluiește cu lucruri în inima ta. Stai puțin că gândul ăla ți-a murdărit cugetul. Gândul ăla, mizeria aia, uite ce damage a făcut. Stai puțin. Și atunci stai și rezolvi și problema aceea. Până nu rezolvi problema, nu mergi mai sus. Dar când mergi mai sus, lumina e mai mare, ești mai aproape de lumină și luminează mai tare. Zi? Dacă n-ai rezolvat problema, tu ai rămas poate undeva blocat acolo la batic. Și tu în viața ta numai atâta știi. Baticul, fraților, că dacă nu mergem în iad, ce ușor ar fi. Ne-am pus baticul și nu mai mergem în iad. Fain. Ia vezi, Duhul Sfânt, cum te macină și cum te tocește și cum te prelucrează la iertare, la bârfă, la iubirea aproapelui, la rugăciune pentru sfinți. Ia să vezi. Mult mai serioase sunt lucrurile decât așa. Dar vindecarea e graduală, observați, luminarea și vindecarea e graduală, e în timp, e în timp. Asta învățăm. A doua, s-a dus timpul, a doua observație, minunea Domnului clarifică. Ce urmărește Domnul este de a vedea și a înțelege clar. Câte atingeri mai avem nevoie ca să se clarifice niște lucruri? Unei surori a spus Domnul odată, sura murmura din cauza copiilor care veneau poate prea repede sau poate prea mulți și a fost găsită murmurând. Și niște prieteni care au găsit-o murmurând au spus, soră, te vom duce înaintea Domnului să vedem ce spune Domnul și să ne rugăm pentru matale. Și s-au dus și s-au rugat și au venit cu descoperirea din partea Domnului. Știți ce a spus Domnul acelei surori? A spus Domnul așa, spuneți-i acelei femei că am să-i ung ochii odată, a doua oară, a treia oară, a patra oară și a șaptea oară va vedea lămurit. A șaptea oară va vedea clar. Observați, Domnul se tot ocupă de noi, ne ia de mână și ne scoate afară din sat. Pune scuipat pe ochii noștri, își pune mâinile pe capul nostru și zice, ce vezi? Văd ceva, dar nu văd clar. Nu văd clar, văd oamenii ca și copacii. Mă uit la Druhora, zic, bă, ăsta e copac mare, ăsta uită ce frunzi are, vai și amar de el, săracul. Te tragi la umbra lui, bucuros de nu știu ce umbră, când colo tu ai vrea fructe, dar n-are săracul nimic. Numai te-ai dus după el că zici că e copac mare. Și sunt oameni încă și astăzi care se uită la Druhora așa, care se uită la Melen așa, care se uită la Matei așa, care se uită la Pian așa. Ăsta e un copac mare. Ce vezi? Văd oamenii ca și pe copaci. Am pretenția de la ei. Am pretenția să fac așa. Am pretenția să fie așa. Am pretenția. Când termin cu pretențiile și intri la pocăință? Când? 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 Sau ești numai la nivelul ăla? Că încă trebuie să te ocupi de șireturi și de găurile din pantofi. Domnul are mult mai multe lucruri și mai profunde și mai adânci. Nu că alea nu sunt importante, că cu alea începe, dar e clasa întâia. Când vrei să termin măcar a 12-a? În 50 de ani, în 80 de ani sau cât să-i fie având? Când? Și atunci Domnul vrea clarificare, vrea să se atingă de noi până se clarifică lucrurile, până se limpezesc lucrurile. Și sora odată spăla vase sau spăla hainele copiilor și Duhul Domnului a început să se ocupe de ea și să-i vorbească. Și a zis, ce faci tu aici? Spăl vasele astea multe, ca în familie grea și cu greutăți. Ce vase? Vasele astea care mi le-au murdărit copiii. Copiii? Ce copii? Copiii mei. Sunt ai tăi? După aceea s-a dus la vana plină cu haine, fără mașină, fără condiții, fără situație. În România, ce faci aici? Spăl hainele acestor copii. Ce copii? Copiii mei. Și Domnul a zis, știi ceva, ăștia nu sunt copiii tăi, ăștia sunt copiii mei.
Tu când speli vasele, speli pentru copiii mei. Timpul s-a dus, mergem la al treilea punct și terminăm foarte repede. Minunea aceasta, vindecarea aceasta, nu numai că clarifică, nu numai că lucrează permanent și lucrează în timp, în primul rând, în al doilea rând, nu numai că clarifică, minunea aceasta și pune lucrurile în focus sau pune lucrurile în ordinea în care trebuie, în ordinea priorităților care trebuie. Observați ce zice Domnul? Încă o dată și-a pus mâinile peste el, încă o dată și-a pus mâinile pe ochii lui și a zis, uită-te, țintă! Uită-te, țintă! Aici avem probleme. Care-i ținta? Pentru unii ținta e să se mărite, pentru alții să se însoare, pentru unii să aibă un job bun, pentru alții să strângă bani mulți, pentru alții să-și facă nume, pentru alții să-și facă faimă. Dacă o asemenea țintă ai, încă nu ești vindecat. Încă nu ești tratat, încă nu ești spiritual sănătos. Ai nevoie de încă o atingere. Ai nevoie încă o dată Domnul să-și pună mâna pe ochii tăi, să vezi numai pe Domnul și numai pe El. Numai Domnului să te închini și numai Lui să-i slujești, spune Mântuitorului lui Satana în timpul ispitirii. El știe, te cunosc, asta e glasul celui rău. Și Domnul zice, nu, numai Domnului să-i slujești. Odată în iad s-a făcut mare tărăboi pentru că într-un sat de care se ocupau niște duhuri necurate a venit cineva și așa cum spune fratele Lasc, a adus Biblii și la toți le-au dat Biblii. Și toate duhurile s-au pus în mișcare și au zis, suntem pierduți, suntem terminați. Fiecare om din sat a primit o Biblie. Asta a fost și pasiunea preotului Cornilescu când a început să traducă Biblia și să-și dea seama că poporul român are nevoie de Biblie. Și în timp ce traducea, el s-a pocăit, s-a întors la Dumnezeu, a fost născut din nou, a fost dat afară din biserică și toate cele. Citiți istoria lui, viața lui. Ăștia s-au pus în mare agitație că satul a primit Biblie și atunci s-au întâlnit la un sfat și un duh mai bătrân și mai șiret. E un simbol și un fel de a vorbi ca să înțelegem ceva. A zis, nicio problemă dacă au primit Biblie. Dar mergeți la fiecare și în Biblia lui subliniați un verset și spuneți-i, ăsta e cel mai important verset. Și aveți grijă să nu subliniați același verset. Numai atâta să faceți. Mergeți și subliniați versetul și spuneți-i, ăsta e cel mai important verset din Biblie. Și apoi lăsați-i. Lăsați-i că se nenorocesc ei singuri, lăsați-i că se învrăjbesc ei singuri, lăsați-i că numele Bibliei și numele lui Dumnezeu se iau de cap și se ceartă. Numai atâta faceți. Și aici suferim mulți dintre noi, pentru că nu vedem clar, pentru că nu vedem limpede, pentru că încă mai avem nevoie de atingerea Domnului și de clarificarea Domnului în viața noastră. Oameni care sunt spiritual în ceață, oameni care nu țin pe primul loc ceea ce trebuie să fie pe primul loc. Matei, capitolul 6, versetul 33, ce spune Mântuitorul? Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Toate celelalte lucruri vi se vor da și ele, pe deasupra. Voi le căutați jos, voi le căutați în gunoaie, voi le căutați punându-le pe primul loc. Poate banii, poate sănătatea, poate familia, poate prestigiul, poate numele, poate reputația, poate diplomele, poate banii, poate frumusețea, poate sănătatea, ai nevoie și am nevoie de atingerea Domnului ca pe primul loc să fie numai Iisus. Să ne ridicăm la rugăciune. Sunt sigur că astăzi mulți dintre noi își dau seama că încă Domnul lucrează și lucrează permanent și lucrează continuu și lucrează gradual și lucrează cu răbdare cu fiecare din noi. Are pentru noi un viitor și o nădejde. Și vrea să se atingă de ochii noștri, de ochii noștri spirituali, să ne spună ca ucenicilor, de ce aveți inima împietrită? De ce vă luați de cap? De ce înțelegeți lucrurile firește, lumește, pământește? De ce vă legați de pâine și de aluat? Eu nu despre asta vorbesc. Tot nu vedeți, tot nu înțelegeți, tot n-auziți. Atunci Domnul ne ia de mână și ne scoate afară. Pentru că El nu face minuni de dragul minunilor, El nu face minuni de show, de spectacol,
ne ia de mână și ne scoate afară. Se ocupă de noi. Își pune viața Lui pe ochii noștri. Își pune mâinile Lui pe capul nostru. Și dacă nu vedem și le mai pune odată, și dacă nu vedem și le mai pune odată, și dacă nu vedem clar și le mai pune odată, și dacă încă vedem copaci și oameni de la care pretindem, nici le mai pune odată, și le mai pune odată. N-ai vrea și astăzi să ai claritatea, să ai înțelegerea, să ai lumina, să spui, Doamne, mai am odată de mână, mai scoatem odată afară din satul ăsta al meu, plin cu tradiții, plin cu datine, plin cu obiceiuri, plin cu pretenții, plin cu dorința de a vedea semne și minuni, mai scoatem o dată afară. Puneți mâinile peste mine. Mai zdrobește-mă. Mai sfarmă în mine ce-i lut, ce-i moloz. Mai frământă, Doamne, aluatul acesta, mai frământă lutul acesta, mai frământă, Doamne. Nu mă lepăda de la fața Ta. Nu mă arunca de pe roata olarului ceresc. Fă din mine un vas, cum îți place ție să-l faci. Renunț la pretențiile mele, renunț la ambițiile mele, renunț la mândria mea, renunț la reputația mea, renunț la tot ce a fost un lucru de care m-am legat, că ar fi, că aș fi, că sunt, că vreau. Fă-mă să te văd pe tine. Fă-mă să privesc țintă. Fă ca ținta mea să fie numai Iisus. Fă ca toată viața mea, ținta mea să fie numai Iisus. Fă-mă să văd clar. Să nu-mi pese de cei care mă laudă, să nu-mi pese de cei care mă batjocoresc. Ținta mea să fie numai Iisus. Ia-mă de mână. Când alții mă ocărăsc și mă batjocoresc și mă fac de minune, ia-mă de mână și scoate-mă afară și ocupă-te de mine. Ocupă-te că vreau să văd, vreau să văd clar, vreau să văd limpede, vreau ca între mine și tine să nu mai fie nimic, nici o ceață, nici o umbră, nici un copac, nici o pretenție. Vreau să te văd pe tine, să te iubesc pe tine, să te slujesc pe tine. Domnul să știi că te are în mâna Lui, ești săpat în palmele Lui. Te ia și astăzi de mână, Domnul, dacă te lași, dacă îți recunoști orbirea, dacă îți recunoști slăbiciunea, dacă îți recunoști neputința, dacă îți recunoști pata și cuta, te urcă pe o treaptă mai sus. Te face să vezi mai clar, te face să vezi mai limpede, te face să-L vezi numai pe El și numai pe El și numai pe El. Haideți să punem mâna noastră în mâna lui Iisus. Haideți să-L lăsăm să ne ducă unde vrea El. Haideți să insistăm să-și mai pună odată mâinile peste noi până vedem clar. Haideți să ne uităm țintă numai la El și numai la El și numai la El și nu numai azi și aici, ci toată viața noastră. Haideți să-i spunem Domnului sincer și simplu lucrul acesta într-o rugăciune comună.